Această deschidere într-un moment deosebit și nu să mergem alături de sărbările toamnei, pentru că s-au mai pus întrebări, nu să venim alături de sărbările toamnei sau cu altă ocazie, pentru că am dorit să fie un moment și o acțiune de sine stătătoare. Pentru că este absolut deosebită ideea că la Câmpina există 202 schițe ale lui Grigorescu, care vor fi expuse, schițe în original. Nu știu dacă au mai fost expuse la Muzeul Național de Artă, probabil că au mai fost expuse, dar în orășelul nostru mic, într-un municipiu de gradul 2, este un mare eveniment.